Foarte important este de a respecta toată procedura de reziliere acestui contract și nu numai. În genere, la rezilierea contractului trebuie să fim foarte atenți. Sunt stipulate condiții clare în ce cazuri pot fi reziliate contractele. Și să respectăm această procedură. Scrie presa astăzi că penalitățile ar fi în valoare de 350 de milioane de euro. Nu cunosc, nu pot să mă pronunț. Eu am înțeles că penalitățile sunt foarte mici. Cam cât? În comparație cu veniturile și cu cifra de afaceri a aeroportului internațional Chișinău. Nu știu, mi se pare că cineva spune 100 sau 200 de mii de euro sunt penalitățile în caz de reziliere a contractului. Așa că trebuie să pronunță juriștii și grupul de lucru asupra acestor momente. Dar dacă se demonstrează că într-adevăr la acea perioadă